Iată procesul de recoltare al drajonilor. Așa arată prelucrați. Iată, aveți aici în imagine cum se recoltează. Domnul Săndel aici, expert în martelină. Iată cum se recoltează cu martelina. Dacă știi meserie, faci treabă, dar Săndel e artist în așa ceva. Iată, ies cu rădăcină destul de bună. Domnul Dobric aici de față e prima dată când face, dar iată ce rădăcini scoate. Deci nu trebuie să fii expert, trebuie doar să-ți placă și să te pricepi. Iată, la pepiniera Drăghiceni am început recoltatul drajonilor. Iată și rezultatul final, după o zi de muncă, o jumătate de zi de fapt. Sunt vreo 500-600-700 probabil. De ce se prind? Atenție! După ce îi recoltăm, îi punem în șanț, ud, îi udăm la rădăcină și ei fac priză pe rădăcină, pământul ud. Iată cum se udă și cum ar trebui să fie păstrați. Nu ținuți la rădăcină liberă, de aia nu se prind pomii, pentru că sunt ținuți la rădăcină liberă, fără pământ pe ei. Deci cam așa ar trebui făcut. Să trăiți toate cele bune. Iată cum arată după ce îi udăm. Deci cam așa ar trebui să fie.